Rotul 4 al viitoarei autostrăzi Lugoj deva este afectat de alunecări de teren în zona dealului de la Șoimuș, în care au loc lucrări de scavare a versantului încă din primăvara anului 2017. O filmare publicată de ziarul Unir arată cum s-a prăbălit o porțiune din dealul Liliecilor, numit astfel după grota cu Lilieci, care a întârziat proiectul timp de peste un an. Această alunecare este cu atât mai gravă cu cât ea este pe o porțiune de aproximativ 40-50 de metri lungime într-o zonă în care constructorul pusese deja plasă și ancore. Autoritățile văd însă altfel problema. Nu este alunecare de mari dimensiuni sunt uzuale alunecările acestea în șantiere, în general când se sapă în debleuri, în versanți. Constructorul ne-a dat asigurări care capacitatea să rezolve rapid situația acolo. Trebuie să scoată plasele, că erau deja montate, ancorele, îndepărtează cantitățile de pământ, după care repoziționează plasele și practic lucrarea aceasta va fi efectuată destul de repede, astfel încât nu o să afecteze bunul mers al proiectului. Ei zic că nu va întârzia finalizarea pentru că au și utilaje și muncitori suficienți să rezolve problema. A spus purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrație a infrastructurii rutiere, Alin Șerbănescu. Șerbănescu a adăugat că cel mai important este ca astfel de alunecări să nu se manifeste după finalizarea lucrărilor. Acest tronson este construit de firma românească UMB Spedition după un plan agreat de CNAIR. Autoritățile și constructorul estimează că acest tronson de circa 20 de kilometri va fi gata până la sfârșitul anului.